vicepresidente del club Zimbru, domnul Mihai Uraru. Întrebările, domnul Mihai, de la început un comentariu, după aia va fi întrebări. Știți că venim după prima etapă, care am luat gol în minutul 94 și ne-am pus obiectivul această săptămână, adică la acest meci, să ieșim de pe teren cu cele 3 puncte. Și până la urmă, obiectivul ne l-am îndeplinit. A fost un meci destul de greu, da, cu toate că am marcat 4 goluri, dar a fost un meci destul de echilibrat. Vă așteptați că soapelnicii попытаются să играть с вами на равных, то есть не будет закрываться? Nu cred că vreo echipă din campionat o să închidă jocul, toate echipele vor să acumuleze puncte. Cunoaștem bine că este un campionat foarte scurt și toate echipele se vor bate pentru accede în cupele europene. Și nu cred că cineva va închide jocul, toți vreau să ia puncte. Почему на пресс-конференции сегодня вы, а не кто-то из тренерского состава? Так мы решили. Așa am decis astăzi că voi fi eu. Pentru că la moment știți că domnul Ștefan Stoica a plecat și... Можно ли надеяться на то, что Зимбра пойдет по восходящей? То есть вот это первое поражение на выезде в Терновке, оно останется такой маленькой занозой, а дальше команда будет прибавлять в игре. Есть у вас такое ощущение, уверенность? Toți specialiștii din fotbal cunosc cum am pierdut meciul cu Dinamo. Cu siguranță Zimbru va crește de la meci la meci. Спасибо.